Te iubesc mult, 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 mult. Tare, 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 într-adevăr și cuvintele spuse. Lângă ei căsuță șateau bunicuță, înspre munți privește și se tot gândește. Așteptam cu mare drag din satul Mihăleni Vechi, Raionul Roșcani. Mă numesc Ghenadea și reprezint compania Surpriză la ușa ta. Astăzi venim la cea mai scumpă bunică și străbunică din partea nepoților, care a hotărât să o surprindă frumos. Deci să mergem să vedem reacția. Eu eram micuță, așa mi-e bunicuță, mă lua timpul. Bună ziua! Bună ziua! Și iarăși din nou. Astăzi ne-am schimbat, da? Am mai trecut ani. Am mai trecut culorul. Da. Astăzi, în această zi, sunteți dumneavoastră deja sărbătorită și cea mai principală, pentru că am venit cu mare drag ca de obicei, de la cei mei scumpi, sufletului dumneavoastră, la cei care vă iubesc foarte mult și care vă duc dorul. Astăzi am venit cu cei mai frumoși trandafiri, care sunt cu mare drag. Veniți de undeva de peste Cotare și deja cred că știți de la cine am venit astăzi, da? Eu sunt pentru dumneavoastră și meritați din plin. Aici am o sticluță de șampanie, ca de obicei, din partea companiei Surpriză la ușa ta, vă dau dumneavoastră la capul familiei. Și am și o tortă dulce și gustoasă, unde este scris la mulți ani cea mai scumpă bunică și străbunică. Vă rog frumos să luați această tortă, este pentru dumneavoastră, dar dacă este grea puteți să o puneți jos. Să spuneți la cine noi am venit astăzi. Cine v-a hotărât să vă surprindă frumos în această zi frumoasă? Cine? Copii, nepoți, nepoți. De la cine am fost data trecută? De la cei mei scumpi, da? Ei toți sunt scumpi pentru dumneavoastră. Eu vă dau citire unui mesaj frumos care este cu drag venit de acolo, de peste Hotare. Și iarăși din nou ne întâlnim cu voi așa, prin mesaje de felicitare și nu în realitate. Astăzi este o zi deosebită pentru noi toți, pentru cei care te iubesc și te prețuiesc, cumpa noastră, bunicuță și străbunicuță. Eu, nepoata Marina, împreună cu scumpul meu soț Adrian și copilașii mei venim cu aceste daruri frumoase să-ți facem ziua specială și delicioasă. Vin cu mii de mulțumiri și plecăciuni pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru copilăria mea fericită. M-ai învățat ce este zi și noapte, că toți îți dădeam întrebarea asta, bunică, de ce tot e zi, apoi noapte? Mereu am primit același răspuns, ca să crești tu mare, iar noi să îmbătrânim. M-ai dus în brațe, pe ploi și pe vânt, pe feic și pe ninsori. Niciodată nu ai zis că te dor mâinile. Am fost o copilărie care poate ți-am, o copiliță poate care ți-am greșit, dar să mă ierți că nu am făcut-o intenționat. M-ai învățat ce este credință, ce este bunătate. M-ai învățat ce este frumos, ce nu trebuie să fac și ce trebuie sau să accept în viața mea și ce nu. Mi-ai fost mamă, soră, bunică, de toate. Mi-ai știut durerele, fericirile, m-ai învățat poezii, rugăciuni, cântece, m-ai dus de mână. Peste tot m-ai dus, apoi în brațe. Doar noi două știam cum a fost povestea noastră dintre nepoată și bunică. Ești mai mult ca o bunică pentru mine, însemn totul. Grădiniță, matineu, clasa întâi, primele poezii, primele șmecherii, absolut la tot ai participat și ai fost alături de mine atunci când am avut nevoie. Ești o bunică nemaipomenită. Te iubesc nespus de mult. Vă iubesc, vă doresc să trăiți încă mulți ani frumoși și fericiți împreună cu bunelul meu iubit. Vreau să am pe cine suna, cui mă plânge, cui spune bucuriile mele. Să am la cine mă întoarce, să mă pot bucura de ograda asta mare și frumoasă. Aici e casa mea,
aici e totul meu. La mulți ani sănătoși, iubita mea bunică. Mulțumesc frumos, mult. Iubesc mult, 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 mult. Tare, 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 într-adevăr și cuvintele au spus și ele așa au fost. A fost un mesaj Pane frumos. Pane urmă. Și ea tam e și ei mai mică, are două fetițe. Și uite că au trecut ani. Anii tinereți s-au dus la fugă, dar amintirile rămân. Un mesaj destul de frumos care este scris. Tare. Care este scris frumos. Un mesaj care, într-adevăr, este până la lacrimi, așa că eu vă iubesc foarte mult. Vă doresc multă sănătate, sunteți, într-adevăr, ca și părinții, ca și sora, era scris acolo. Și aici, în cameră, puteți să lăsați ceva frumos și lor. Într-adevăr, le mulțumim foarte mult. Îi iubim foarte mult. Pe toți am... Și tot lumea să fie sănătoasă și să-și iubească părinții cum... Ne iubesc însă și ei pe noi. Copilași, nepoței, strinepoței, nurori, toți la mine sunt un buchet întreg. Sunteți o mămică, o bunică și o străbunică fericită, da. Și împlinită, da? Eu aș spune și un bunel, pentru că am doi să participat. Într-adevăr, clasa întâia, cu mine. Din partea mea să mulțumim mămicii noastre, bunica, străbunică. Îi dorim multă, multă sănătate, bucurie, fericire și la mulți, mulți ani. Îi mulțumim foarte mult cu angrâne de toți, toți ai noștri, toți copii, nurori și toți ai noștri. Vorbim foarte, foarte mult. Îi mulțumim mulți. Datorită dumneavoastră aveți acum această roadă frumoasă, pentru că asta e o roadă și o bogăție. Da, toate rămân, toate se distrug în viața asta, da. Copilași, nepoței, strinepoței, nurori, neamurile și ele apropiate rămân în veci. Da, dragostea niciodată nu poate să ne... Așteptăm tare mult, foarte mult te iubim, foarte mult. Ca toate mămișele, cred că toate mămișele își iubesc copilașii, dar... Dar noi mai tare. Dar noi strașnic îi iubim, strașnic. Asta e bogăție. Să-i așteptați acasă. Bogăție, da. Noi vă dorim sănătate, vă dorim fericire, să știți că aveți cei mai minunați copii și nepoți și strănepoți. Mulțumim. Doar sănătate să aveți. Foarte. Și o revedere cât mai curând. La mulți ani și o zi frumoasă să în continuare. Poate cumva la Paști să ne vedem, poate. Dumneavoastră tot vă mulțumim foarte. Trăgem speranță. Că v-ați strădit, mulțumim foarte. Noi am făcut-o cu drag pentru aceste emoții frumoase a dumneavoastră, de pe fața dumneavoastră, aceste zâmbete frumoase care le aveți. La mulți ani. Foarte mult și lor le mulțumim din departare și dumneavoastră că v-a trebuit pentru noi și veniți să ne oferiți așa bucurie mare. Cu mare drag. Cu mare drag. Trăiești cu speranță și bucurie și în suflet și în inimile noastre. Mulțumesc!